Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Continuăm astăzi la Teorii Incredibile, dezvăluirile despre secretele ascunse la Rennes-le-Château, în sudul Franței. Astăzi vorbim despre Isus, Graal și merele albastre. Este vorba despre cercetările făcute de istoricul mitolog William Henry la Rennes-le-Château, un orășel din sudul Franței unde se presupune că s-ar fi ascuns Isus și Maria Magdalena. Rennes-le-Château este ca un sat de bazm, cu rezervor de apă și căsuțe confortabile din piatră, dar și un bizar turn neogotic impunător, aproape diabolic, ca un glonț care a fost oprit în loc înainte de a-și pătrunde ținta. Se numește turnul Magdala. La Tur Magdala a fost numit după Magdala, orașul natal al Mariei Magdalena. A fost finalizat în 1905 de Béringer Saunier, un preot misterios din Rennes, la vederea unei clădiri anterioare care, potrivit legendei, a fost ridicată în secolul al XIV-lea, cu mult înainte de prima utilizare înregistrată a prafului de pușcă în vest. O potecă îngustă ce trece pe lângă turul Magdalei duce la Sfânta Sfintelor Căutării lui Henry William, Biserica Maria Magdalena. Dedicată Mariei Magdalena în 1059, biserica din Rennes a fost construită pe fundații despre care se spune că ar fi fost puse de vizigoții arieni în 410 după Hristos. Cu toate acestea, există dovezi că au construit pe fundații mult mai vechi. Un indiciu despre constructorii săi anteriori este dat în numele antic pentru acest sit, templului Isis, zeița egipteană a elementelor. Vârful de munte ciudat de nivelat de pe Valea Rennes este numit templul lui Osiris, după partenerul ei. Potrivit mitologului, combinația dintre istoria sa antică și cea modernă reprezintă cheia secretului merelor albastre de la Rennes-le-Château. Versiunea scurtă a misterului modern al Bisericii Mariei Magdalena spune că într-o zi, în 1891, în timp ce făcea reparații la altarul bisericii care se dărâmase, un preot catolic sărac, pe nume Béringer Saunier, ar fi descoperit un depozit de pergamente antice ascunse în tuburi de lemn. Se spune că două dintre aceste pergamente ar fi compuse din genealogii, unul datând din 1244, celălalt din 1644. Celelalte două au fost compuse în anii 1780 de către abatele Antoine Bigou, unul dintre predecesorii lui Saunier, ca paroh din Rennes-le-Château. În ianuarie 1781, în ajunul Revoluției franceze, doamna Hotpoul, proprietara castelului și administrator al secretului de la Rennes, era pe moarte. Neavând fii cărora să le lase moștenire secretul ei, ea a hotărât să-i încredințeze istoria trecută a familiei sale, secretul ei și câteva hârtii extrem de secrete care conțin foarte multe mistere, mărturisitorului ei, starețul Antoine Bigou. La 17 ianuarie 1781, doamna Hotpoul a murit, dar nu înainte de a-i cere starețului Bigou să transmită secretul Rennes cuiva care să-l păstreze. Starețul a fost îngrozit de ceea ce a învățat. Starețul Bigou a hotărât să ia banii și să ascundă toate cele patru documente și posibil un al cincilea în stâlpul gol al altarului vizigot din interiorul Bisericii Maria Magdalena. Atunci, Bigou a trebuit să găsească o modalitate de a-și comunica secretul. Pentru început, el a conceput un cifru care a fost scris pe piatra funerară a doamnei Hotpoul și o lespede de piatră care a fost așezată pe mormântul ei cu secretul. Apoi a întors cu fața în jos o lespede mare din secolul al VIII-lea așezată în fața altarului bisericii, Dal de Chevalier. Dal de Chevalier, piatra funerară a cavalerului, descrie două scene, ambele implicând un arc, o poartă de acces. Prima scenă este un cavaler pe un cal care sună un corn sau un ton în timp ce calul său bea apă dintr-un jgheab. A doua arată același cavaler, de data aceasta cu un toiag în mână și un copil. A trecut cavalerul prin arc și s-a întors cu copilul în car. Această scenă este duplicată pe sigiliul din secolul al XII-lea al cavalerilor templieri. Odată cu această descoperire și cu secretele pe care le conțineau aceste suluri,
Preotul Sonier a trecut curând de la Zdrențe la Nuvoriș și de la un om de biserică umil la cele mai înalte eșaloane ale societății oculte pariziene. Se pretinde că cele două genealogii se referă la dinastia merovingiană. Merovingienii sunt raportați a fi regi păgâni ai cultului Dianei. Merove, care și-a dat numele dinastiei, se spune că este rezultatul amestecării materialului genetic al unui zeu jumătate om, jumătate pește și al unei mame umane. Autorii cărții Sfântul Sânge, Sfântul Graal sugerează că această legendă este o reprezentare alegorică a căsătoriei între linia de sânge a lui Merove și descendenții lui Isus și ai Mariei Magdalena, care au devenit linia de sânge a lui Isus, Meru sau Merovingieni. Despre ființa jumătate om, jumătate pește vom vorbi mai târziu. Până atunci, printre aceste pergamente a fost unul pe care îl vom analiza în detaliu în continuare, pe care Henry William l-a numit pergamentul cu mere albastre. Trebuie precizat că aceste pergamente nu au mai văzut de atunci lumina zilei. Copiile abundă, dar originalele lipsesc. Există o controversă enormă cu privire la presupusul model antic și autenticitatea acestor pergamente. Unii susțin că nu sunt deloc vechi, mai degrabă sunt opera modernă a mamei tuturor societăților secrete, Prioria din Sion, ai cărei primii membri sunt reputați că au fondat cavalerii templieri. Oricare ar fi sursa sau vârsta acestor pergamente, ele rămân remarcabil de instructive. De fapt, conținutul acestor pergamente este uluitor în sensul lor posibil. Primul pergament, la care ne vom referi ca pergamentul Sion, povestește despre Isus și discipolii săi care explorează un lan de porumb în ziua de sabat. Povestea a fost extrasă din trei surse separate, Matei 12:1-8, Marcu 2:23-28 și Luca 6:1-5. O examinare mai atentă arată că acest pergament conține un cifru care arată următorul mesaj. Regele Dagobert al II-lea și lui Sion aparține acestei comori și el este acolo mort. Acest cifru a fost folosit de mulți căutători pentru a dezvălui misterul Ren, în special legătura cu Prioria din Sion. Pentru alții, acest mesaj a dezvăluit și o hartă a comorilor. Este de mare interes pentru cei care caută aur și alte comori în zona Ren. Straniul aranjament al literelor sale ascundea de asemenea o geometrie sacră, a cărei decodare a dezvăluit în cele din urmă existența unui templu pentagramat de 20 de mile pătrate, ca o caracteristică peisagistică a Ren, pentru Henry Lincoln și pentru matematicianul David Wood, de exemplu. De asemenea, a dezvăluit presupusa locație a mormântului lui Isus, lui Richard Andrews și lui Paul Schellenberger, autorii cărții Mormântului Dumnezeu. Al doilea pergament este numit Merele Albastre. De fapt, este un text latin arhaic, un fragment din poveștile Noului Testament despre Isus. Pergamentul Merele Albastre începe cu cuvântul Isus. Acesta spune povestea Noului Testament despre Isus, care a luat cina în Betania cu Lazar și Maria Magdalena. Presărate în acest pergament sunt o serie de litere suplimentare care formează baza unui mesaj codificat. Aceste scrisori provin dintr-un text independent neidentificat, fără de care acest mesaj sau cheia este pur și simplu degeaba. Un francez, Gérard de Sède, susține însă că a avut mijloacele de a descifra acest text care i-au fost oferite de Prioria din Sion. Povestea descifrării de către de Sède a acestui manuscris codificat este o poveste fascinantă, deși complicată, spusă cel mai bine de alți autori. Este suficient să spunem că descifrarea sa a necesitat ca literele să fie așezate pe o tablă de șac, un simbol preferat al templierilor pentru viața sufletului pe pământ. Apoi, descifratorul a trebuit să facă o serie de mișcări de cavaler. Pe o tablă de șah, un cavaler se mișcă în formă de L. Acest lucru l-a făcut pe William Henry să se gândească la indicațiile către Never Neverland, adică a doua la dreapta, două pătrate de tablă de șah la dreapta,
și drept până dimineața. Mișcările potrivite au scos la iveală un mesaj ciudat oferit de Deuset. Traducerile literare în engleză ale acestui mesaj variază. Cu toate acestea, ele aproximează următorul mesaj. Păstoriță nu este ispita care Poussin și tenierii păstrează piesa cheia 681 cu cruce și acest cal al lui Dumnezeu, îl completează sau distrug acest demon păzitor la miezul merelor albastre. Mâzgălelii prostești, o fraudă, la prima vedere acest cifru pare a fi ceva inutil, o grămadă de cuvinte de unică folosință. Probabil de aceea majoritatea cercetătorilor nu-i acordă nicio atenție. De fapt, odată ce a găsit un mod nou de a-l privi, Henry William a descoperit că, indiferent ce este, este pură virtuozitate. Pergamentul merelor albastre nu este orice cifru. Conține cele mai profunde secrete ale lui Isus, mijloacele de a deschide o poartă către țara Amor. Merele albastre simbolizează aceste secrete. Un răspuns pentru motivul pentru care merele albastre simbolizează aceste secrete vine de la Harold Bailey, care a făcut un studiu masiv al istoriei fabricării hârtiei în Europa. De asemenea, a început să colecteze cele mai vechi filigrane pe care le-a publicat în cartea sa The Secret Language of Symbolism. Bailey a concluzionat că după persecuția lor de către biserică, catarii și alții locuitori ai regiunii Languedoc au fost printre cei mai timpurii producători de hârtie din Evul Mediu. Filigranele lor, spune el, sunt aproape toate simboluri de natură religioasă, totalul cuprinzând un limbaj secret împărtășit de cei științi. Unul dintre cele mai importante semne ale lor a fost cel al Graalului. Frecvent a fost prezentat ca un vas cu un ciorchine de struguri sau mere albastre. Din aceasta putem deduce că merele albastre sunt interschimbabile cu Sfântul Graal. După ce a explorat secretele Sfântului Graal timp de 10 ani, William Henry s-a concentrat asupra Graalului în sensul său ezoteric. Pe lângă faptul că este un container sau un dispozitiv hardware, l-a văzut ca un corp misterios de învățături spirituale, software, pentru a-l face să funcționeze. Cheia pentru elucidarea învățăturii secrete a lui Isus cu privire la Graal este să ne amintim că, în termeni ezoterici, alchimiștii cunosc Sfântul Graal ca fiind piatra lui Dumnezeu. Este echivalat cu piatra filozofală a nemuririi. Unii cred că secretele sale, care permit transmutarea elementelor, sunt scrise literalmente pe o piatră. Mitologul Henry William a crezut de mult timp că piatra lui Dumnezeu este de fapt un ston sau un ton de vindecare. Este o coardă care leagă omul și Dumnezeu. Cu alte cuvinte, cheia vieții și tonul cheie sau Sfântul Graal sunt același lucru cu merele albastre sau tonurile albastre din Ren. La descoperirea lor, Saunier i-a arătat pergamentele lui Henry Boudet, starețul din Rennes-le-Bain din apropiere. Abatele Boudet este descris în The Rennes Visitor's Guide ca fiind un om foarte cultivat și erudit, în special în domeniile arheologiei și limbilor antice. Mulți îl consideră pe Boudet adevăratul creier din spatele poveștii de la Rennes. Saunier era asistentul lui. Boudet i-a sugerat lui Saunier să-l viziteze pe superiorul său, episcopul de Carcassonne. După ce a examinat pergamentele, episcopul l-a trimis imediat pe Saunier într-o călătorie cu toate cheltuielile la Paris. În timpul celor 3 săptămâni pe care le-a avut acolo, Saunier a predat pergamentele experților paleografici ai bisericii și decodificatorilor scrierilor medievale. Mai exact, Saunier ar fi oferit povestea sa bărbaților misterioși din Sfântul Sulpice din Paris, centrul de studii oculte pentru Biserica Catolică din Franța, care a fost construit pe fundațiile unui templu al lui Isis în 1645. Printre admiratorii acestor pergamente s-a numărat și celebra cântăreață de operă Emma Calve, de 24 de ani, o frumusețe care a fost Madonna timpului ei
și cunoscută ca mare preoteasă a unei societăți oculte ezoterice pariziene, numită Crucea Trandafirului Templului și Gralului. Se spune că preotul și cântăreața de operă s-au îndrăgostit destul de mult în timpul numeroaselor sale vizite la Rennes. De asemenea, Sonier s-a pus pe treabă, sfâșiind Biserica Maria Magdalena pentru mai multe indicii, inclusiv unele activități ciudate în cimitirul bisericii. Nimeni nu a fost sigur ce a descoperit Sonier când a despărțit apele Rennului. Orice ar fi descoperit, aceasta a reprezentat sursa bogăției sale. Biserica i-a scris lui Sonier scrisori urâte acuzându-l de simonie, adică vânzarea iertărilor. Biserica dorea ca lumea să-l cunoască pe Sonier ca fiind nimic altceva decât pionierul teleevangheliștilor din zilele noastre, a căror religie, prin comandă, prin corespondență, este pură fraudă. Desigur, această acuzație banalizează secretele din Rennes-le-Château. Misterul Rennes trăiește și fără Sonier. Împreună cu prietenul și tovarășul său, Henri Boudet, a conceput un plan pentru a păstra acest mister și a-i codifica secretul. Poate luând un exemplu de la constructorii de piramide care au gravat înțelepciunea sacra Egiptului antic pe pietrele de calcar ale Marii Piramide sau de la scribii egipteni care au codificat textele piramidelor, scrierile hieroglifice de pe pereții templelor de la Heliopolis, care conțin instrucțiuni pentru renașterea faraonilor, deci au codificat aceste texte de pe zidurile templului antic, sau poate chiar regele Solomon, Boudet și Sonier au ascuns manualul de instrucțiuni pentru misterul de la Rennes în Biserica Mariei Magdalena. Numele antic pentru acest sit, templului Isis, sugerează că este cel mai bine studiat în paralel cu cultele egiptene ale Mamei Pământ, cunoscute sub numele de cultele Madonei Negre, negru însemnând ascuns, sau Isis, culte care sont răspândite în Languedoc. În Franța, Madonna nu este Fecioara Maria. Maria Magdalena, purtătoarea copiilor lui Isus, este Madonna. Cuvântul Madonna aduce claritate conexiunii dintre Isus și Egipt. Madonna este compusă din elementele M, Mem, care este apă, și Adon. Adon înseamnă domn și este derivat din cuvântul egiptean Aton, care înseamnă discul solar canalizat de cheia vieții. Înlocuind D și T, Madonna este Matona sau M din Aton, apele sau cheia vieții. Permițând această înlocuire, cultul Madonei este cultul cheii vieții. Dacă cheia vieții este aceeași cu Graalul, atunci M sau apele vieții lui Aton este același lucru cu merele albastre. Merele albastre trebuie să fie ceea ce este canalizat prin cheia vieții în nările lui Isis în reprezentări hieroglifice străvechi. Întrebarea este ce sunt exact merele albastre. Răspunsul poate fi găsit în Egipt. Indicii ale misterelor egiptene sunt evidente peste tot la Rennes. Un munte din apropiere se numește Seriboru sau Sabaru. O statuie a lui Isis a fost găsită în apropiere în anii 1800. Râul Sals, care sună asemănător cu râul Sais din Egipt, trece prin Rennes-le-Ben, satul geamăn al lui Rennes-le-Château. Există chiar și un sat local numit Luxor-Od, asemănător fonetic cu Luxor din Egipt. În cartea ei formidabilă The Refuge of the Apocalypse, autoarea din Rennes, Elisabeth von Buren, dezvăluie legătura directă dintre Rennes și Egipt. Rennes est Egipt, susține aceasta. O declarație bizară din Apocalipsa 11:8 spune și trupurile lor vor zace pe ulița orașului cel mare, care se numește duhovnicește Sodoma și Egipt, unde și Domnul nostru a fost răstignit. Isus a fost răstignit în Egipt și nu la Ierusalim. Cuvântul Egipt acoperă un amalgam confuz de semnificații: pământul negru, pământul lunii, pământul alchimiei, pământul transmutației. Există o legătură certă între Rennes-le-Château și Egipt. Numele original al Egiptului a fost Tamari, care înseamnă iubire de mamă.
Catarii din Languedoc au pretins că dețin Evanghelia secretă a lui Isus, numită Evanghelia iubirii. Ei au numit pământul nemuritorilor Amor, care înseamnă iubire. Ei au spus că Isus a venit din acest loc. El venise să-și ducă oile din pământ sau Roma, imaginea în oglindă a lui Amor. Această carte a fost temelia Bisericii Iubirii. Este echivalentă cu Graalul. Acest manuscris secret este atribuit lui Isus, care l-a dat lui Ioan Divinul. Existența cărții a fost dezvăluită atunci când biserica i-a supus pe catarii la tortură. Se spunea că conținutul său transformă oamenii obișnuiți în supra-oameni sau Homo sapiens în Homo Christos. Puterea acestei cărți era de așa natură încât putea face să dispară din inimile oamenilor toată ura, toată mânia și toată gelozia. Odată aprinsă lumina cristică a amorului sau iubirii, ca un nou potop, ar scufunda toate sufletele și nu va mai fi vărsat sânge pe acest pământ. Mitologul german Otto Oran credea că stăpânirea celui pur asupra cărții iubirii le-a permis să participe la experiența umană supremă, transformându-se sau metamorfozându-se în ființe de lumină și devenind locuitorii nemuritori ai lumii nespus de frumoase din amor. Budiștii au numit acest râm țara pură, creștinii și evreii l-au numit țara făgăduinței. În plus, catarii s-au preocupat de transmutarea materiei, de transformarea elementelor dintr-o formă în alta. Se spune că pământul Amor este mult mai frumos decât poate fi imaginat pe pământ. După ce s-a trezit dintr-o posibilă călătorie de vis în acest loc, Iacov, un strămoș al lui Isus din Vechiul Testament, s-a uitat în jur și a exclamat: "Îngrozitor este locul ăsta! În comparație cu Amor, pământul este urât." După ce facem matematică mitologică, Egipt Amor sună ca un loc spiritual care l-ar fi putut interesa profund pe Isus. Activitățile care s-au desfășurat acolo, adică alchimia și transmutația, au vreo legătură cu acel mister al tuturor misterelor, Sfântul Graal și merele albastre? Harry William este convins de asta. Mai mult, ele se referă nu numai la experiența lui Iacov cu scara care ajunge la cer, ci și la răstignire, deoarece Graalul a fost prezent atât la cina cea de taină, unde secretele Graalului au fost dezvăluite, cât și la răstignire, unde au fost recuperate rezultatele acestor secrete. Vom dezlega pe moment mai mult din această conexiune năucitoare Egipt-Amor-Graal-Răstignire-Ren. Mai întâi să continuăm să urmăm urmele lui Berenger Sonier și indiciile despre merele albastre pe care le dezvăluie acest lucru. În timpul restaurării Bisericii Maria Magdalena, Sonier a călătorit în toată Europa, aducând acasă sume mari de bani de oriunde mergea. Ordinele de plată au ajuns de asemenea convenabil și prin poștă, toate numele Mariei de Narnod, confidenta sa de 18 ani, iubita și menajera, care se îmbrăca întotdeauna după moda în vogă de la Paris. Se crede că Sonier și-a împărtășit secretul cu Maria, care a promis că îl va dezvălui înainte de moartea ei în 1953. Din păcate, aceasta a suferit un accident vascular cerebral masiv, care a lăsat-o mută și paralizată și, prin urmare, nu a putut să dezvăluie secretul. După inaugurarea bisericii în 1905, Sonier s-a angajat în mari proiecte de construcție în tot satul de vârf de munte. În timp ce Albert Einstein se chinuia la slujba de zi la biroul de brevete elvețian, descoperind teoria relativității, iar Nikola Tesla încerca să construiască o poartă stelară, Edison încerca să construiască o mașină pentru comunicarea cu morții, iar fostul asistent al lui Tesla, Marconi, intercepta mesaje de pe Marte, sau așa credea el, Sonier a construit turnul Magdala, turnul neogotic care adăpostea o parte din imensa sa colecție de cărți.
dar și o casă spectaculoasă în stil mediteranean, numită Villa Betania, un belvedere semicircular care îmbrățișa partea stâncii cu un al doilea turn la capătul acesteia, încoronat cu o seră și încărcat cu mii de cărți, o oranjerie, un parc cu fântâni și o mică grădină zoologică. Cu un nesocotit dispreț față de credința catolică, preoții renegați Sonier și Budet au umplut și Biserica Maria Magdalena cu o colecție bizară de statui și picturi religioase. Sunt descrise cele 14 căi ale crucii, fiecare ușor sau complet răsucite din sensul oficial. De exemplu, se înfățișează un scoțian în kilt care observă crucificarea. O altă statuie este a Fecioarei Maria cu cuvântul Misiune pe piedestal. În mod ciudat, literele sunt separate pentru a scrie Miss Sion. Se referă aceasta la Miss Sion sau Mystery of Sion. O altă reprezentare și mai puternică arată doi hoți purtând un Iisus viu, dar inconștient, din mormântul său, sub lumina lunii. Nesocotirea neplăcută a lui Sonier sau a lui Budet sau incorectitudinea politică nemiloasă a atins apogeul când a instalat un gardian demon la ușa din față. O siluetă încovoiată cu ochii albaștri aprinși și purtând un halat verde. Ciudățenia acestei figuri este atât de mare încât are tendința de a supăra sufletul oricărui vizitator din Ren. De fapt, mulți catolici devin balistici la simpla vedere a acestui diavol. În 1996, unul dintre credincioșii frenetici i-a tăiat capul și a fugit cu el. Din fericire, de dragul posterității, capul a fost recuperat și lipit înapoi de diavol. Acesta este singurul diavol cunoscut care se găsește în interiorul unei biserici catolice oriunde în lume. Mulți cred că el este diavolul pentru faptul că are capul cu coarne. În tradiția Mystery, totuși, coarnele sunt raze de lumină și erau simbolice pentru cei mai înalți inițiați. De exemplu, Michelangelo l-a înfățișat pe Moise cu coarne. Știm că Moise nu a fost diavolul. Prin urmare, există posibilitatea ca acest tip îmbrăcat în verde să nu fie nici el diavolul. Diavol sau nu, de ce este această figură aici? De ce poartă un halat verde? Se spune că pergamentul Sion, descoperit de Sonier, are un text ascuns, clar vizibil, presărat în 8 litere în tot documentul. Scrie Rex Mundi, regele lumii. Rex Mundi era numele diavolului catarilor. Cultele pot supraviețui fără credința în Dumnezeu, spune Eric Hoffer, dar niciodată fără credința în diavol. Budiștii cred de asemenea în regele lumii, o figură care trăiește într-un paradis din pământul interior. Mulți oameni cred că este același cu demonul Rex Mundi. Dacă este așa, se pare că religiile budiste, estice și creștine occidentale converg la Ren Le Chateau. Vom vorbi despre acest diavol în capitolul următor. În pompozitatea sa, Sonier nu era pur și simplu ostentativ sau incorrect din punct de vedere spiritual. Avea un plan genial. Toate acestea au fost obiecte de artă ale lui Sonier și Budet, care au încercat să ascundă și să transmită ceea ce ar putea fi secretul merelor albastre. Ideea a fost ca oamenii să vină la Ren, cum făceau în Egiptul antic, și să citească biserica ca pe o carte sau chiar ca o ghicitoare. Răspunsul la ghicitoare, crede William Henry, a fost plasat deasupra intrării în biserica unde Sonier a pus inscripția Teribil este acest loc. După cum am menționat, acestea sunt cuvintele exacte folosite de Iacov, acum aproximativ 2000 de ani înainte de Hristos, după călătoria sa prin poarta cerului. Cuvintele care urmează în citatul lui Iacov din Geneza 28:17 sunt: aceasta nu este altceva decât casa lui Dumnezeu și aceasta este poarta cerului. William Henry este convins că, în combinație, aceste trei indicii, statuile și picturile, demonul gardian și inscripțiile, dezvăluie secretul suprem din Ren.
Sonier ne spune că Rennes-le-Château este un loc groaznic, o poartă către rai. La fel ca scara lui Iacob, este un loc pentru ca sufletul să urce la rai. Dar vom continua povestea secretelor de la Rennes-le-Château data viitoare. Vă mulțumesc până atunci pentru atenție și să ne reauzim cu bine!